Anul acesta în județ s-au înregistrat 88 de cazuri de rujeolă, acestea fiind tratate în spitalele din Slatina, Caracal, cât și în cele din alte județe. Dacă în ultimele luni am avut un mic deficit de vaccin ROR, săptămâna aceasta au intrat în depozitul Direcției de Sănătate Publică câteva mii de doze, ce vor ajunge pentru vaccinarea restanțierilor, dar și pentru următoarele campanii de imunizare. Reprezentanții DSP spun că cei mai mulți restanțieri sunt din cauza unor contraindicații temporare, a neprezentării la medicul de familie sau a faptului că mulți pacienți sunt plecați din țară. Dar și mai grav, printre aceștia sunt tot mai mulți părinți care refuză vaccinarea. În săptămâna precedentă, în depozitul antiepidemic al Direcției de Sănătate Publică Olt, a intrat un număr de 5.442 de doze de vaccin împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei, atât pentru desfășurarea microcampaniei de rutină a lunii iunie a anului 2018, cât și pentru recuperarea restanțierilor, respectiv 1.593 de beneficiari. Vaccinul funcționează prin a provoca sistemul imunitar al organismului să producă anticorpi împotriva a trei boli ale copilăriei, rujeolă, oreion și rubeolă. În momentul în care persoana căreia i s-a administrat vaccinul vine în contact cu virusul, organismul său îl va recunoaște imediat și va produce anticorpi pentru a lupta împotriva lui. Aceste vaccinuri se administrează copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 5 ani. Cantitatea existentă este acoperitoare pentru recuperarea tuturor restanțierilor, cât și pentru desfășurarea campaniilor de vaccinare, conform calendarului, până la sfârșitul anului 2018. În perioada următoare, în depozitul DSP Olt sunt așteptate să intre și alte vaccinuri care în acest moment lipsesc. În cabinetele medicale se găsesc acum cele împotriva difteriei, Adacel și Hexacima.